sportiv al Armatei Steaua are un nou comandant. Mădălin Sorin Hâncu a fost prezentat printr-o ceremonie de către secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, Marius Băl. Imediat după investire, noul comandant al Stelei a vizitat, împreună cu secretarul de stat Marius Bălu, stelist declarat de mic, complexul sportiv Ghencea. Secretarul de stat a fost întâmpinat la sălile de scrimă și gimnastică de către campioana olimpică Simona German. A vizitat bazinul olimpic de polo din Ghencea, dar și baza sportivă echipelor de rugby și fotbal. Secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului Marius Bălu a spus că printre prioritățile clubului Steaua din acest an se află finalizarea lucrărilor de renovare și reconstrucție ale complexului sportiv Ghencea, dar și pregătirea loturilor sportive pentru reprezentarea României cu succes la Jocurile Olimpice de la Tokyo din această vară.